Hei, salutare, frații mei! Dăm pe vlog, deja știți cum stă treaba. Băi, eu m-am trezit și eu acum. Practic, pe meserie, sunt în băburuza mea. Așa. Mi-am propus să mergem. E foarte jigoasă. Nici nu vreau să vă arăt. Stă aici, am un copac. Îl vedeți pe copac? Și de la copacul ăsta cad frunze, cad fel și fel de chestii pe ea. Și e jigos. Mergem acum la spălături, eu o spălăm frumos. Și după ce o spălăm, revenim cu vizibilitatea ei. Cum arată la exterior. Revin după ce. Hai că am revenit, frații mei, da. Am revenit cu cea mai prostă spălătorie din pe fața pământului asta de pe Chiu Dâmboviței. De podul ăsta spre Popejul Ordin. Cea mai prostă spălătorie. Mi-aș pula în gura. Fost am spălat-o. Ce credeți că mi-a făcut mâna la ea? Ia uitați. Cade. Stați așa că vă arăt acum. Nu mai am. A căzut. L-am. Ce morților. M-a făcut, nu știu. Nu știu, băi, ne. Uitați-vă și voi ce mi-a făcut. Și nici becul. Nu mai am becul în el. A căzut cablul de pe aici. L-am băgat eu acum, așa. Nici nu mai stă. Și mi-aș ceva în gura lui. Trebuie să cumpăr acum două becuri și să văd cum le lipesc, că le arunc clemele care ține stopul ăsta, ce semnalizare asta în plastic. Și acum vă cu ce naiba le lipesc. Stau să cumpăr alte de astea acum. Dar unde e becul? Că eu cred că a tras de el. Că nu era făcut așa cu pe margini de amblăgit. Cred că a tras repede de el și a scos becul. I-a trebuit becul. Că ce și cu și era un chiur care l-a văzut în cum spală mașina. Nu mai mă tumălăște. Mi-a mai dat și șpagă 30 de lei. Că mi-aș picioare, Cristian, de mai dădeam nici 5 lei. Asta-i învățare de minte. Haideți că revin cu cum arată mașina spalată. Gata, frații mei, am revenit. Cam așa arată buburuza spalată, aranjată. Da? Asta e buburuza lui. Nu vă uitați că e acolo. Unde? Pe aici. Lovitura mi-a căzut din pomul ăsta ceva. Așa, lovitura. Asta e. Deci cam asta e buburuza, eu zic că arată bine. Aici punem niște jante și un autocolan pe ea, o facem super, super. Dar asta doar dacă devin mult mai mulți abonați pe canalul meu, vom face și asta cu jantele, cu autocolantul, o vom tuna. Și eu zic că va arăta super bine. Dar, așa cum v-am zis, abonați-vă la canal, dați un subscribe, un like, un comentariu, dacă vă place mașinuța, buburuza, așa i-am pus numele, buburuza, are locul ei de parcare aici. Așa că abonați-vă,
dați un like, un subscribe și până data viitoare am fost Dănuț. V-am pupat și multă sănătate. Ciao.